Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă invit astăzi să faceți cunoștință cu unul dintre cei mai tineri primari din județul Constanța. Ne aflăm la Mircea Vodă, în comuna Mircea Vodă, și alături de noi invitat este domnul primar George Ionașcu. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ați acceptat această invitație. Și vă propun să discutăm astăzi despre un bilanț al mandatului dumneavoastră întins, iată, pe 4 ani și un pic, pentru că trăim vremuri interesante, și să discutăm ce v-ați propus, ce ați reușit și, evident, ce n-ați reușit în acești 4 ani. În primul rând vreau să vă zic bună ziua și bine ați venit în comuna noastră. Ne simțim onorați să vă avem alături și prin intermediul dumneavoastră putem să transmitem, pe de-o parte, să ne spunem și bucuriile și necazurile sau ce am, exact cum a zis dumneavoastră, ce am reușit să facem, ce n-am reușit să facem și ce ne propunem în continuare să facem. Țin să menționez că la început, în momentul în care pleci la drum și pleci, ca să zic așa, cu niște forțe proaspete sau entuziast, te bazezi pe informațiile de la acel moment. Știi ce vrei să faci? Eu am având o experiență în spate, adică am fost 7 ani contabilul instituției, pe urmă am fost viceprimar, am avut un background sau am avut niște trepte de urcat și oarecum m-au ajutat în ascensiunea aceasta. Și mi-a fost mai ușor să văd și pe partea administrativă și pe partea economică cu ce se mănâncă administrația publică și ceea ce este de făcut. Adică n-am venit chiar de un outside, n-am venit afară fără să n-am nicio noțiune. Doar că în momentul în care creionezi niște proiecte, în momentul în care te-a pus să faci ceva, te bazezi pe informații, pe ce ai acumulat, pe ce știi că se poate realiza, pe necesitățile care le prioritizezi din comunitatea respectivă și atunci încerci să le pui pe hârtie să le faci. Că pe parcursul anilor, în afară de acele proiecte pe care eu mi-am propus să le respect cu sfințenie, că o să fac o mică paralelă aici, să zic că tot timpul oamenii au așteptări. Dacă noi, în primul rând, avem așteptări de la noi, vă dați seama că și oamenii în comunitate au și așteptări poate chiar mai mari, pentru că unele lucruri le știu, unele nu. De multe ori se întâmplă ca unele lucruri să nu țină de noi și automat unele stagnează sau între timp apar oportunități noi care le putem dezvolta, dar ceea ce contează foarte mult, să ne respectăm promisiunile, să ne respectăm prioritățile cu care am pornit la drum și în principal să le facem pe acelea, că între timp apar și altele. Spuneam că sunteți unul dintre primarii tineri ai județului Constanța. Este acesta un atu sau a fost un dezavantaj? Când ați preluat mandatul aveați 34 de ani, da? Cam așa. Da, exact. Da, la momentul 2016 eram cel mai tânăr primar din județul Constanța. Nu știu dacă pot să iau ca mândrie, așa s-a întâmplat să fie, ca zic așa, până la urmă unele lucruri nu știu dacă țin de noi sau nu. La rândul lor și ceilalți colegi primari din celelalte comunități, fiecare a avut momentul lui când a ajuns primar în localitatea respectivă. Nu se știe la alegerile din 2020, acum în toamnă, probabil vor mai fi și alți candidați sau persoane care vor ocupa funcția de primar mult mai tinere. Da, contează și vârsta, în primul rând, pentru că atunci când ești tânăr, ce vrei să faci ceva, ai ambiție, ai motivație și vrei să demonstrezi ceva. Nu am nimic cu persoane în vârstă, pentru că la persoane în vârstă putem să vedem. Ei vor veni și vor spune că experiența este un atu. Și experiența este un atu. Acum, ca să păstrez totuși o notă de modestie și de decență, să zicem că am ceva experiență în spate, suficientă, cei aproape 15 ani, încât să mă ajute și funcția, să mă ajute și vârsta și experiența. Și experiența. Și din câte știu, sunteți și economist. Eu sunt economist de profesie. Să fie și acesta un avantaj. Este pentru că în orice, că este instituție publică, că este afacere sau în orice, motorul unei afaceri sau unei instituții sau unei comunități este partea financiară. De acolo pleacă totul. Dacă nu ai bani, nu faci nimic. Este Mircea Vodă o comună bogată? Să zicem că suntem pe un trend ascendent.
dar cu oameni frumoși. Am înțeles. Vă propun să structurăm un pic dialogul nostru și, fiind o emisiune de bilanț, să discutăm pe capitole, ca să spun așa. Sigur. Și haideți să pornim cu infrastructura, pentru că știți, de fiecare dată alegătorii, locuitorii unui oraș, a unei comune, a unui sat, întotdeauna spun, domne, ce a făcut primarul? Cu ghilimele de rigoare, e vorba de echipa, nu? Normal, echipa care conduce acea comunitate. De ce n-a făcut străzi sau de ce nu avem lumină sau de cum stă Mircea Vodă din acest punct de vedere? Ce ați găsit în momentul când ați venit la primărie și cum stau lucrurile acum vis-a-vis de infrastructură, de străzi, de asfaltarea lor, de rețeaua de canalizare, pentru că cunoaștem că țara, în țară sunt probleme mari din acest punct de vedere, vis-a-vis de iluminat. Deci, haideți să punctăm acest capitol al infrastructurii. Da. Păi o să începem în prima fază cu partea de infrastructură, cu partea de infrastructură rutieră, mai exact. Vreau să fac o mică mențiune. În momentul în care, ca și primar sau ca și echipă, pornești la drum să faci niște proiecte și ți-ai luat un angajament pe durata unui mandat de 4 ani, evident, acele proiecte, în afară de prioritizare, unele chiar se întind pe 4 ani sau unele încep la un anumit moment dat. Toată lumea are pretenția că din momentul în care ai fost instalat ca primar și ți-ai luat niște repere sau ai pornit la drum cu ceva, se așteaptă ca într-un an, doi, să vadă totul făcut. Totul făcut. Sau dacă s-au derulat sau din anumite motive, că ce se întâmplă, infrastructura mare nu prea poți să o faci cu fonduri locale. Se pot veni cu cel mult cofinanțări sau lucrări de dezvoltare, de modernizare, dar de mică anvergură. Lucrări de infrastructură mare cu fonduri locale, știm foarte, foarte bine că nu putem face noi prea mult. Ne-a venit mănușă, ca să zic așa, acest PNDL blamat pe de-o parte de unele persoane, de unele personalități politice, dar dacă ne uităm în ansamblu la nivel de țară, vedem că toți primari din toate partidele, toți au beneficiat de acest PNDL. Că a fost unul, că a fost doi, că va urma continuarea lui, dar toți au beneficiat, adică ușor, ușor s-a modernizat infrastructura. Cine a vrut cu adevărat, a găsit, a făcut, da. Adică nu există, nu pot. Există doar nu vreau, nu știu, dar și când nu știi, cere ajutor. La ce nivel se află comuna în acest moment? Să spunem că Mircea Vodă, ca și comună, are în componență 4 unități, nu? Teritoriale. Da. Mircea Vodă, Gherghina, Satul Nou și Țibrinu. Da. Și un apendice, Mircea Vodă, zona Gării, spre Cernavodă. Dar tot de Mircea Vodă ține, doar că e un pic mai... Per ansamblu, la ce nivel vă aflați cu infrastructura rutieră? Păi să zicem că la nivelul anului, venind din postura de viceprimar, aveam 3 străzi, una, două, aproape 4 străzi în 2016, când am preluat mandatul, da? 4 străzi însemnând undeva la vreo 3 km și jumătate de asfalt. Iar la momentul actual, cu proiectul care îl avem în derulare, care se va închide undeva anul viitor, iar peste 2 ani se închid și celelalte accese și rigole, dar mă refer la nivel de asfalt, ajungem undeva la 22,8 km. Iar cu un al treilea proiect care așteptăm, am terminat deja partea de licitație pentru proiectare și urmează semnarea contract de finanțare și implicit licitație și execuția lui, pe următorii 2, maxim 3 ani, vom atinge undeva la 30 de kilometri de asfalt, care înseamnă undeva la 95% din suprafața localității. Este deci, un procent care, da, mulțumitor. Diferența rămân anumite străduțe care ori nu mai sunt populate, ori sunt undeva pe margine, care nu prezintă un interes atât de mare încât să merite să fie prioritizate. Să fie prioritizate sau la momentul respectiv să merite blocarea unor bani în acele străzi. Am înțeles. Din punct de vedere al rețelei de canalizare,
Aveți aici, probleme pentru că vedem ce se întâmplă prin țară chiar în aceste zile cu inundații, ploi foarte mari. Aici ați avut probleme de genul acesta? Din punct de vedere geografic suntem amplasați destul de binișor, nu prea avem probleme cu inundațiile. Și noi ne mai avem inundații, dar nu în sensul în care să avem inundații, să ne ia case, să avem probleme cu de genul ăsta. Așa se mai inundă gospodărie, un beci, intervenim și suntem pe poziție. N-am avut probleme deosebite cum se întâmplă în țară sau ceea ce vedem la televizor. Din punct de vedere al canalizării, că ați și dus discuția în partea cealaltă, în 2016, unul din proiectele cu care am venit în fața oamenilor a fost introducerea sistemului de canalizare. Doar că noi, nemai fiind din 2010, nemai având în administrare rețeaua de distribuție a apei potabile, nu mai eram eligibili la finanțare și noi nu mai eram suntem beneficiarii canalizării, dar nu mai puteam noi să fim cei care să depunem proiect de canalizare pe nicio sursă de finanțare, nici europeană, nici guvernamentală. Partea cu canalizare căzând în sarcina operatorului regional de apă. Și automat, oarecum, Există o colaborare, suntem legați de dânși și noi avem partea de cofinanțare de 2% pe care trebuie să o asigurăm cât mai curând. Ori anul ăsta chiar am făcut o solicitare scrisă privind începerea lucrării de canalizare, pentru că dacă acea canalizare va începe, suntem conștienți că ea nu se încheie într-o lună, două. Sigur se va derula pe parcursul următorilor 2, 3 sau 4 ani. Pentru că necesită lucrări de anvergură. Știu că s-a făcut licitația de către operator regional de apă, sunt undeva la 54 de contracte încheiate. Acum urmează, în funcție de ponderea populației pe localități, să vedem să se demareze lucrările. Da. Am înțeles. O altă problemă importantă pentru comunitate este cea a siguranței cetățeanului și un punct important este iluminatul public. Oricât ar părea de ciudat spus, poate, iluminatul public este important. Este important să aveți străzi iluminate, eventual și la un nivel economic care să vă avantajeze. Cum stă comuna din punctul ăsta de vedere? La momentul anului 2016, pe raza localității exista undeva la 550 de lămpi, cu un consum de aproximativ 40 de wați. Și era modernizat din 2007. Luasem în calcul prin proiectele de dezvoltare localității, exista la momentul de atunci o informație privind atragerea de surse de finanțare pe fonduri europene pentru montarea unei centrale eoliene de 200 de kW, care ziceam noi că ar acoperi necesarul de energie pentru tot ce înseamnă instituții publice și iluminat public, stradal. Între timp, s-a demarat documentația în sine, s-a ajuns până la studiu de soluție, când să meargă și pe partea de studiu de fezabilitate cu partea de finanțare, a picat acel proiect. Din momentul a trebuit să găutăm surse alternative și întrucât au apărut sistemele pe LED, care sunt mult mai economice și asigură o luminozitate mult mai bună pe timp de noapte, am încercat etapizat să facem modernizarea. O trecere, da. Am reușit să modernizăm tot ce înseamnă satul nou, Mircea Vodă, zona Gării, apendice respectiv Gherghina și Țibrinu, iar la pe Mircea Vodă este doar drumul principal, iar în etapa următoare vom face și pe celelalte străzi secundare, încât să avem 100% acoperit. Am pregătit pentru astăzi o solicitare, o cerere de eliberare a unui aviz din partea Fondului de Mediu, că se va deschide începând cu data de 27 de luna viitoare, se deschide o linie de finanțare pentru modernizarea iluminatului public cu fonduri guvernamentale. Sperăm să avem șanse, dacă nu, vor lua în calcul să vedem ce surse sau până la urmă buget local, dar să închidem ca toți locuitorii din comună să beneficieze de același grad de confort. În paralel, începând cu 2017, întrucât aveam poliția locală pe raza localității, ca să venim cu un plus de siguranță pentru populație, am dezvoltat un sistem video stradal cu dispecerat la sediul poliției locale. Dacă în prima fază s-a pornit de la 20 de camere, în prezent ne apropiem de 70 de camere, care zicem noi că acoperă
cam tot ce înseamnă zone, puncte, intersecții vulnerabile din localitate. V-a ajutat să, eu știu, să scadă nivelul de probleme pe care le-ați avut, da? Da. Făcând o statistică sau un bilanț al evenimentelor, în primul rând ne axăm și pe parte, nu numai pe parte de să venim în sprijinul și Poliției Naționale, nu pe parte musai de infracțiuni, cât și pe parte de vandalism sau acte antisociale. Am înțeles. Avem un plus de consider de confort, de o siguranță în primul rând al cetățeanului și ziua și noaptea, avem permanență la dispecerat, avem om care este la dispecerat, avem Poliția Locală în teren, Poliția Națională cu care colaborăm foarte bine. Oamenii au învățat deja numele de telefon de la dispecerat, de la mașina de intervenție în cazul în care sunt probleme. Intrarea și ieșirea din localitate sunt prevăzute pe lângă camerele de luat vedere, sunt prevăzute și cu camere tip LPR, sistem rovinietă pe autostradă, care înmagazinează și stochează numele de telefon, numele de matriculare al mașinilor, pentru a fi mai ușor identificate. Oamenii sunt receptivi și în momentul în care au câte o problemă, domnule, s-a întâmplat sau vezi că e acolo, putem verifica pe cameră. Tot ce înseamnă locuri de joacă și centrul localităților au fost montate și niște difuzoare externe prin care se poate interveni mult mai prompt în momentul în care există probleme. Există probleme, da, da. S-a adus vorba despre parcuri, despre aceste locuri în care sunt destinate copiilor. Aveți o localitate, o comună cu aproape 5.000 de suflete. Adică 5.300, mai mult de 5.000 de suflete. Se spune că viitorul unei comunități constă în, nu, în câți copii are, câți tineri are. Cum stă Mircea Vodă din punctul acesta de vedere? Și haideți să facem trecerea spre învățământ, spre cultură, spre oportunitățile pe care comuna le oferă tinerilor și, evident, când vorbim despre cultură, nu numai tinerilor. Da. Păi, în primul rând, țin să menționez că la nivelul comunei, până la vârsta, ca să zic așa, între 0 și 18 ani, depășim 1.000 de tineri. Adică suntem 20% cam 20% din populație, avem populație tânără. La nivelul anului 2016 nu aveam parcuri, nici la ora actuală nu putem să ne mândrim că avem parcuri. Mă refer la suprafețe considerabile, că așa am reușit totuși să realizăm două locuri de joacă, unul în satul nou, unul în Mircea Vodă și acum îl avem implementare și în Mircea Vodă, zona Gării și în Țibrinu. Luasem în calcul în Mircea Vodă, pentru că aici aveam suprafață disponibilă undeva la un hectar și jumătate. Pregătisem tot până la nivel de proiectare, dar între timp tot ce înseamnă surse de finanțare în mediul rural pentru parcuri au picat. Nu s-au mai făcut finanțări. Sursa de finanțare fiind guvernamentală sau? Încercam să depunem pe guvernamental sau pe fonduri europene. Dar auzi, domnule, în mediul rural nu se mai finanțează parcurile. Nu zic că nu s-au făcut în celelalte localități. Noi nu am prins. La momentul până în anul 2016 nu am prins finanțări pentru așa ceva. Îl avem în stand-by, terenul este la dispoziție, avem documentația pregătită, doar să actualizăm acele avize, dacă se ivește ceva, dar între timp, ca să nu vă devin copii să venim în sprijinul lor, am reușit să realizăm o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, un loc de joacă. Tot ce înseamnă partea de divertisment, de relaxare pentru copii, mai puțin partea de cum este într-un parc mare, cu multe alei, cu verdeață, cu umbră, cu așa mai, așa mai departe. Pe partea de structură școlară? Pe partea de structură școlară avem în fiecare localitate, în localitățile mari, satul nostru și Mircea Vodă, avem școală, avem grădiniță, toate sunt moderne, utilate, dotate cu tot ce trebuie. Partea de sport? Partea de sport. La partea de sport avem, în 2010, avem o sală de sport la Mircea Vodă, făcută prin Compania Națională de Investiții. Cele de tip cele de A, tip, sau de B. Tip B, de cele B. Mai mici. Cele mai mici. Da. Iar la satul nou aveam o sală de sport, îi spuneam noi școala veche, care la momentul anului 2016 luasem în calcul reabilitarea și cel mult extinderea ei.
Și eu am crescut aici și copil fiind, mi se părea foarte mare camera respectivă. Când ne-am uitat pe cadastru și am fost efectiv în ea, nu avea decât 138 de metri pătrați. Până la urmă am hotărât că am vrut să depunem pe, tot pe CNI, s-a depus, dar având deja una pe raza localității, nu am fost eligibil. Eligibil. N-am fost prioritizați ca fiind o urgență, având deja una. Și atunci, promițându-le oamenilor că vom avea sală de sport, pentru că și acolo avem peste 500 de copii, ne-am luat inima în dinți și cu sursele pe care le aveam și cu alți bani care am reușit să-i atragem din celelalte taxe și impozite, am demolat școala veche și am reușit să facem o școală nouă din o sală de sport nouă din temelii, cu o suprafață de 450 de metri pătrați, de se pot juca iarna și sporturi de sală, handbal, volei, basket. Și sperăm noi ca undeva luna viitoare să-i facem deja inaugurarea, ea este finalizată, este cu tot ce trebuie. Iar în partea sudică a sălii, pe deasupra grupurilor sanitare, vestiarilor și deci grupul sanitar și vestiarilor și ce mai are unde sunt profesorii sala lor, am reușit să amenajăm o sală de fitness pentru toți tinerii din comună. Acolo mai avem doar de făcut achiziția și dotarea sălii. A fost perioada de pandemie când lucrurile s-au mișcat un pic mai greuți un pic, dar recuperăm repede timpul pierdut și intrăm în grafic. Aveți un club sportiv aici al comunei? Da, începând din 2006, din câte știu, să nu greșesc, da, din 2006 am avut club sportiv, avem atât fotbal cât și taekwondo la momentul respectiv. În ultimii 4 ani de zile, sau mai bine spus, pe ultimii 2 ani de zile, n-am mai avut parte de taekwondo. Între timp am reușit să completăm cu o parte de arte marțiale tot ce înseamnă kung fu, kickboxing și celelalte laturi conexe. Avem de 3 ani de zile, pe lângă Liga Mare la seniori, am înființat și grupă de juniori, care deja intrăm în al treilea an și participam cu ei la Liga Satelor. Și zic eu că încercăm să ajutăm. Da, este întotdeauna sportul a fost și rămâne o șansă pentru tineri de a se afirma, dar evident este și un lucru benefic. Înseamnă sănătate, înseamnă dezvoltare mânioasă. Pe terenul de sport, la calculator, nu care avea o problemă calculatorul, dar e mai bine sunt bune, să le echilibrăm. Sunt echilibrate. Așa este. Da. Începând de anul trecut, aveam înființată din 2007, sau poate mai din urmă, au mai fost și mici perioade de stagnare pe partea de dansuri populare. Între timp, din 2016, am revoluat colaborarea și am încercat să reînnoim trupa de dansuri. Noi, în primul rând, și pe partea de sport, promovăm sportul de masă, iar la fel pe partea de dansuri încercăm să oferim copilor o alternativă și să învețe, să deprindă ceva, că e dans, că e sport, că e orice aptitudine. De la un moment dat, ei și aleg calea dacă vor să mai continue sau vor să-și aleagă un alt drum, dar noi avem obligația să venim în sprijin oricu ceva. De anul trecut avem inclusiv dansuri moderne, la care avem copii pe grupe înființat și văd că lucrurile decur normal. Bănuiesc că aveți în cadrul comunei și unele categorii defavorizate. Din anumite motive. Da. De, eu știu, financiar. Da, avem și categorii defavorizate. Lipsă de, nu de acces la educație, dar sunt, din păcate, există. Deci avem mulți părinți care încă consideră că este mai important să ducă copilul pe câmp decât să-l ducă la școală. Să zicem că la noi lucrurile nu sunt chiar duse până acolo, dar într-adevăr avem și o pondă. Aveți și ceva programe țintite pentru aceste categorii? Da, în anul 2017 am depus o documentație prin Programul Operațional Capital Uman, este continuarea fostului POSDRU 2007-2013. În prima fază l-am depus și a fost picat, după care am refăcut documentația și l-am redepus și începând din 2018 avem un proiect, se numește Fortin, transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperă. Din păcate, spun din păcate pentru că
La momentul 2017 am încercat să prindem toată comunitatea, dar la minister figuram cu grup țintă, cu zonă extremă sau cu zonă defavorizată, doar strict pe localitatea Satul Nou. A fost un moment așa de cumpănă, domnule, să-l depunem, să nu-l depunem, pentru a nu crea discriminare sau, domnule, hai să facem... De ce faceți parte pentru unii exact, și nu faceți exact. Dar am zis că, până la urmă, trebuie să o luăm cu pași mici, pentru că era ceva nou și proiectul este foarte complex, merge pe 7 ramuri, se dezvoltă în mai multe direcții și am zis, decât să nu obținem nimic, totuși, ușor, ușor, reușim să le acoperim celelalte nevoi. În acest program, de începând cu 2018, care se va derula până la luna februarie 2021, când trebuie să închidă proiectul, sunt prinse laturi atât pe partea școlară de a doua șansă și de cursuri de extrașcolare pentru copii, plus beneficii care în beneficiul lor al copiilor cu traininguri, sandvișuri, o anumită subvenție de bănuți, activități extrașcolare, extracurriculare. Avem și pe partea părinților cursuri de calificare, au fost de infirmieri, urmează de cofetăr, patisier, urmează de agent comercial. Eu zic că sunt lucruri care pe viitor se vor regăsi în comunitate sau cine vrea cu adevărat să-și găsească un loc de muncă, le oferim această șansă. Am reușit să luna lui iulie acum, la începutul lunii, am reușit să organizăm pentru a treia oară bursa locurilor de muncă în localitate. De fiecare dată s-au găsit angajatori, cam tot ce înseamnă partea de sud a județului, care cumulat au oferit peste 500 de locuri de muncă, în diferite domenii. Singura problemă cu care ne confruntăm, partea de navetă, care, deși angajatorul pentru un anumit număr de oameni care s-ar angaja, ar pune la dispoziție transport, e totuși o problemă, da. Am văzut în această perioadă a pandemiei că unul din domeniile cele mai afectate, da, și probabil nici nu reușim să vedem proporțiile a cât de mult a afectat, este învățământul. Pentru că copiii nu mai pot merge la școală, s-a implementat sau nu acest sistem de învățământ online, care, de ce să nu recunoaștem, sunt profesori mulți care nu fac față pentru că nu au știut să lucreze cu tehnică de ultim moment, și atunci cei care suferă, evident, sunt copiii. Ce se întâmplă în comuna dumneavoastră în perspectiva noului an școlar? Acum vedeți dumneavoastră, și pentru copii și pentru cadrele didactice este ceva nou și automat este și o provocare. Dar această latură, ca să zic, alternativă a învățământului, e clar că nu înlocuiește în totalitate învățământul care se preda în școală. Tradițional. Da, tradițional, dar încearcă oarecum să mențină copiii pe linia de plutire, încât să nu uite materia sau ușor-ușor să asimileze restul de materie. Știți că ați văzut foarte mult, se merge în ultima perioadă, se marșează mult pe digitalizare. Nu știu în ce măsură se va reuși, constrâns de situație, să facem trecerea la digitalizare. Știu că nu este un domeniu care, de care primăria sau autoritatea locală să fie direct răspunzătoare. Școlile se află totuși în sub umbrela Ministerului Educației, însă bănuiesc că sunteți implicat în a găsi niște soluții pentru noul an școlar. Da, vă dați seama, până la urmă, noi suntem proprietari clădirilor și trebuie să asigurăm tot ce înseamnă parte de întreținere. Copilașii sunt de pe raza comunei noastre și e clar că ne interesează sănătatea și bunăstarea lor și automat suntem direct implicați pe lângă minister în tot ce înseamnă proces de învățământ. Eu chiar am demarat o campanie începând cu 2016, am intitulat-o Dacă ai carte, ai parte, și am încercat să vin în sprijinul elevilor care vor să învețe sau care chiar învață, motivându-i cu excursii, cu acces și premieri pe la muzee, plimbări în Delta Dunării
Și ușor, ușor zic eu că avem rezultate, de la an la an numărul lor crește. Anul trecut am avut în jur de 60-70 de elevi care au avut media generală peste 9, mă refer de clasele 5-8, pentru că la clasele 1-4 încă avem calificative și e foarte greu să-i diferențiem, dar la clasele 5-8 am reușit să-i premiem pe toți cei care au avut media peste 9 cu pe o bicicletă. Anul acesta, având și această pandemie pe cap care ne-a dat tuturor bătăi de cap, am reușit să venim în sprijinul lor, dacă tot se marșează pe chestia asta și ministerul și-a luat angajamentul că până la începerea noului an școlar va asigura tablete pentru continuarea procesului de învățământ în sistem online. Am zis și noi, pentru copiii meritoși care au obținut medie peste 9, număr de 43 de elevi, să le luăm câte o tabletă cu acces la internet pentru o perioadă de un an de zile. Tot în sprijinul să venim să-i ajutăm. Adică presupunând, da, să mergem pe premisa că cine este învață, un sprijin important. Da, cine învață la școală, învață și acasă, învață și online, învață oricum. Cine vrea să învețe, învață oriunde. Categoric. Nu contează că e mediul de rural sau mediul la țară. Mediul de la oraș. De multe ori chiar fac paralelă și consider că avem condiții de învățare de multe ori chiar, sau mai că de multe ori, avem condiții de învățare poate mai bine decât în multe școli din mediul urban. Aveți probleme sau eu știu, cu atragerea personalului didactic? Nu, noi totuși suntem destul de aproape de Megidia, de Constanța. N-am avut sincope. Deși nu ne ocupăm, nu suntem noi direct implicați în tot ce înseamnă cadre didactice, din relaționarea cu sistem, cu școlile, ministerul. Cu ministerul, n-am avut aceste probleme. Nu am întâmpinat. Haideți să trecem și un pic, să punctăm și capitolul de sănătate publică. Ok, bănuiesc că situația este a fost un pic mai specială în această perioadă, din acest punct de vedere. Ați reușit să faceți față acestei perioade? Au fost, eu știu, cazuri de infectări? Dispensarul comunei a făcut față? Sau a trebuit să trimiteți la Megidia? Nu, să știți că pe raza cu Mircea Vodă chiar nu am avut probleme. Au fost mici speculații că avem cazuri, nu avem cazuri. Noi n-am avut cazuri, cum au fost în alte localități limitrofe. Oamenii au conștientizat pericolul. Fiecare a încercat, pe lângă ceea ce am asigurat noi, pe lângă parte de dezinfecție și de prevenție, și oamenii au fost precauți și au încercat să se protejeze cât mai bine. Zicem noi că am reușit să facem față. Întotdeauna se poate și mai bine. Au fost și mici nemulțumiri, neajunsuri, că nicăieri nu este lapte și miere ca în orice familie. Trebuie să recunoaștem că au fost și probleme, ca să zic așa, de disconfort al multor persoane care s-au chinuit prin afară și au muncit la contract o lună, două, trei, jumătate de an și au venit acasă și s-au trezit în fața faptului împlinit că trebuie să mai stea încă două săptămâni și era destul de greu să nu poată pleca. Cu partea de aprovizionare mergea destul de greu, dar a trebuit să ne adaptăm din mers. Iar partea legislativă nu ne-a ajutat foarte mult. Adică nu vreau să aduc acuze guvernului sau, Doamne ferește, cuiva. Doar că partea legislativă, privind asigurarea că au fost și persoane care a trebuit să stea în carantină, neavând prea multe surse de venit, iar noi eram legați de mâini și de picioare că nu prea aveam cadrul legal cum să-i ajutăm. Până a început să vină cadrul legal, cam trecuse primul val care se estima și aici a fost un mic decalaj. Am înțeles. Spuneți-mi, pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, spuneți-mi cum reușiți să atrageți oameni care să vină să investească în comună și da, mediul de afaceri, cum puteți să-l ajutați? Dacă oamenii vin aici, ce ar putea să facă și pentru, evident, a crește nivelul comunei? Pe de o parte ne avantajează amplasarea geografică. Suntem aproape de municipiul Megidia și la 40 de km de Constanța.
Dar din alte considerente, comuna noastră este mai mult axată pe, este o comună agrară, este axată pe agricultură, pe creșterea animalelor și mai nou avem în zonă de vreo 4 ani de zile și redeschisă fosta carieră de caolin. De caolin. Da. Ne bucurăm că totuși deschizăm această carieră. Majoritatea oamenilor din localitatea Țibrinu sunt angajați acolo. Sunt și ceva venituri care vin la bugetul local, dar pe partea cealaltă, pe partea de investiții pe industrie, ne dezavantajează foarte mult lipsa utilităților, în special al canalizării și al gazelor naturale. De aceea, undeva pe data de la începutul lunii iulie, am reușit să finalizăm documentația, să scoatem la licitație concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale. Sperăm noi până la sfârșitul lunii august să aflăm cine va fi nou concesionar al sistemului de distribuție, iar în următorii 2 ani să putem să avem gaze naturale în comuna noastră. Da, este, cum spuneați, un avantaj că sunteți în apropierea unor orașe mari și eventual afacerile ce pot fi dezvoltate pot migra pentru că e mult mai ieftin pentru pentru oameni că își mai găsesc mai ușor de muncă și în municipiul Egidia și Constanța, adică suntem totuși. Aveți o problemă din punctul ăsta de vedere al șansei la muncă a oamenilor? Adică oamenii își găsesc relativ ușor sau greu loc de muncă? Față de alte localități, avem avantajul acesta că suntem aproape de orașe. Acum, în funcție de specificul sau de pregătirea lor, sunt împărțiți. Unii își găsesc de muncă, unii vor mai bine plăti și automat aleg să plece prin afară sau care au experiență, cu adevărat știu să-și evalueze adevărata munca la adevărata ei valoare. Spuneam că este primul mandat, iată, s-au împlinit 4 ani, aveți un mandat prelungit cu un pic datorită pandemiei. Cum ar caracteriza locuitorul comunei Mircea Vodă, George Ionașcu, prestația primarului George Ionașcu și a echipei sale, pentru că e importantă și acest aspect? Ar trebui să privesc un pic lucrurile detașat și obiectiv, nu subiectiv. Dar trebuie să țin cont, pentru că știu și anumite lucruri, adică sunt și direct implicat aici și știu ce înseamnă munca, știu ce înseamnă munca unei echipe care timp de 4 ani de zile a încercat pe toate palierele, că este infrastructură, că este educație, că este social sau cultural, a încercat să vină în sprijinul comunității. Întotdeauna este loc de mai bine și noi ne dorim tot timpul mai mult și mai bine. Dar zic eu că lucrurile se fac etapizat, dar sigur, totul este predictibil. Eu așa le văd, adică nu pot să mă arunc cu capul înainte că nu sunt genul de om. Dar lucrurile se așează, ușor, ușor se așează, iar oamenii văd că lucrurile se schimbă, văd că de la an la an apare câte ceva, se modernizează câte ceva și ușor, ușor ne ridicăm și noi la standarde europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție în care, iată, am văzut și realizări și problemele pe care le aveți. Din ceea ce spuneți, înțeleg că planurile dumneavoastră se întind și pe perioada următoare. Deci veți candida la un nou mandat, nu? Da. Am spus că sunt multe lucruri, sau mai bine zis, proiectele de mare anvergură nu le poți face de un pe zi pe alta. În primul rând, nu ai sursa de finanțare propriu-zisă și apoi perioada de implementare. V-am zis, și eu sunt om și mie mi-ar plăcea să facă ieri dacă se poate, dar nu se poate. De aceea vreau să menționez, mi-am adus aminte ca să fac o completare la ce spuneați dumneavoastră mai devreme cu infrastructura. La momentul în care am depus documentațiile pentru partea de asfaltare, nu aveam canalizare, nu aveam gaze. Am întrebat la momentul respectiv dacă este un impediment, pentru că nu le avem celelalte utilități, cum să facem asfaltare, că punem un pic carul înaintea boilor.
nefiind corelate la nivel de minister sau la nivel de țară proiectele, puteam să accesăm. Și atunci am zis, domnule, canalizarea nu se face de pe azi pe mâine, gazele nu știm când vin, propriu-zis, nu știam la momentul de atunci când vor veni. Și automat am acceptat să facem un compromis prin care să putem să atragem o sursă de finanțare, prin care să asfaltăm măcar la nivel de un singur strat toată localitatea, toată comuna, ca ulterior, după ce se introduce sistemul de canalizare și partea de gaze naturale, să venim cu un al doilea strat ca să rămână totul final. Pentru că pe partea de canalizare, la introducerea canalizării, legislația spune în felul următor, când ne apucăm de canalizare, cum găsim terenul, ți-l aducem la starea inițială. S-a băgat canalizarea, găsim pe stradă piatră, se aduce la nivel de piatră. Așa le găsim la nivel de asfalt, se va aduce la nivel de asfalt. Și indiferent cât de bine s-ar face lucrurile și cât de bine s-ar petici, un lucru peticit rămâne peticit și tot timpul se va vedea cu anumite denivelări. Și am zis că este un compromis asumat, oamenii, în mare parte dintre ei, au înțeles, pentru că aveam posibilitatea să punem două straturi de asfalt, ne înălțam foarte mult cu strada și automat nu reușea să acoperim toată localitatea, plus că eram nevoiți la momentul intervenției să frezăm, să muncim, să aruncăm. Și atunci am zis, domnule, venim cu un singur strat, ca introducând și canalizarea sistemului de gaze, să venim cu un al doilea strat final care să asigure tot ce înseamnă parte de infrastructură. Este un compromis asumat, dar cred că oamenii au înțeles că altă variantă nu avem. Și începând din 2016 avem un plus de confort, suntem la aproximativ pe ne apropiem de 22 de kilometri de asfalt, ceea ce înseamnă deja un grad de confort, un spor de calitate și al aerului, că nu mai e praf în atmosferă, nu mai e noroi, nu mai avem mizerie pe străzi. Da, știți cum se spune, când ai, dacă nu ai probleme, înseamnă că ceva nu e în regulă. Da, da. Deci, atunci când muncești, apar și problemele și, evident, trebuie, nu e simplu să găsești întotdeauna cele mai optime soluții și atunci, cum spuneați, e acest caz de a face un compromis, da, așa este, pentru a veni în folosul comunității. Da. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezența în emisiunea noastră. Sper să ne revedem și în viitor și planurile dumneavoastră să se împlinească, iar locuitorii comunei Mircea Vodă să fie beneficiarii direcți și mulțumiți ai planurilor pe care dumneavoastră și echipa le întreprindeți. Și eu vă mulțumesc și sper că oamenii în continuare să aibă încredere în noi și asigur de tot ce înseamnă susținerea și implicit dezvoltarea comunității noastre împreună. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de la Mircea Vodă. Paul Alexe, Adrian Florea, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!